Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Train Sim World 2. Dragii mei, uite că avem și o mega locomotivă foarte puternică, gen LDH pentru necunoscători, așa ca mine. Ideea e că astăzi împingem la vagoane. Marfă, tată, marfă scrie pe noi. Și nu orice fel de marfă, ciment. Așa că hai să dăm drumul, numai să fac o setare. Pentru că nu suport... Nu suport markerul ăsta de stop. Efectiv, nu-l suport. Ce să fac dacă nu-l suport? Bun, hai să îi dăm drumul. Master key-ul. Zang, bun. Îi dăm și un changeover aici. Un reverse pe forward. Să aprindem și niște lumini. Vorba aia, că avem cu ce. Și steam lights, instrument lights. Ok, gata. Eliberăm frânele. Cam asta e și cu frânele. Să deschidem și un geam, că nu de alta, dar ne ia căldura. Și mai avem de schimbat... Ok, macazul trebuie să schimbăm. Hai să ne dăm jos. Păi nu schimbăm noi macazul, boss. Mișto, mișto când te lasă să schimbi macazul. Chiar e mișto. Bun, să-i dăm în față, zic. Da, mă, e bine. Făceam teste la frână, da? Ca să ne înțelegem. Thank you.
Ne oprim și noi. Foarte greu se oprește garnitura asta, foarte greu, frate. Bun, trebuie să cuplăm 5 vagoane. Și cred că e vorba de vagoanele din spate. Ia să vedem noi. Ups, dar aici nu sunt 5. Astea 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, deci nu alea. Ia să vedem, trebuie să schimbăm un macaz. Ok. Asta trebuie să schimbăm. Rezolvat. Ca să ajungem pe acea linie. Dacă înțelegi ce vreau să zic. Deci acum ar trebui să ajung aici. Ca să iau astea 5 vagoane. Bun, hai. Aude, bă, băiatule, trafic. Bun, și dăm în spate. Cam nu vrea să plece, nu știu cum să-ți explic. Destul de greu. Destul de greu pentru că sunt încărcate vagoanele alea. Uite cum ne așteaptă vagoanele acolo. Să punem frână, că nu se știe. Ia uite, dracu, ce repede se oprește acum, bă. Gata, o lăsăm încet așa. Mamă, ce repede l-a oprit deja, mă. Parcă nu vine să cred.
Ok, hai să frânăm. Să nu spui că am frânat exact. Nu. Hai să mai dăm în spate un pic. Ei, dar ce facem? Asta zic. Trei, patru, cinci, aici. Nice, gata. Rezolvat. Și acum trebuie să le decuplăm. Ah, ok. Acum trebuie să le decuplăm de tot. Bun, bine. Deci eu tot cinci aveam aici. Am înțeles. Hai să le decuplăm. E bine așa? E foarte bine, cică. A loss consists of wagoner or couple to eat and bring them in the siding. Păi... Eu cred că ar trebui să-mi dai ceva mai multe informații. Plec așa, pur și simplu? Aparent da. Păi nu plec eu, dacă tu vrei. M-am urcat greșit. Nu pe aici trebuia să mă urc. Pe aici trebuia să mă urc. Vezi dacă nu urci des într-o astfel de locomotivă? Plecat. Normală manevră se merge cu 20 de km la oră, dacă nu mă înșel, nu? Sau, na, ceva pe acolo. S-ar putea să ne pună să cuplăm vagoanele astea, nu știu. Că prea cu mințele stau ele aici. Asta zic. Exact ce spuneam. Ne trimitem în spate să cuplăm cele șase vagoane, dar trebuie să schimbăm macazul întâi.
Hai ca să schimbăm asta. Asta zic. Și hai să dăm înapoi. Ca să fim siguri. Ok. Acum ne trimite să mergem unde? În față, ok. Mergem în față. Mi se pare că vagoanele astea sunt goale care le au de aici. Nu par să aibă să fie încărcate. Cam asta e. Că la semaforul ăla trebuie să ne oprim. Și nu pentru că e roșu, că nu ne este nouă destinat, ci pentru că acolo trebuie să oprim. Asta înseamnă că o să dăm iarăși în spate. Manevre, tata, manevre. Greu, bă, fii atent, am depășit cu 40 de metri locul de unde trebuia eu să mă opresc, ești nebun la cap. Așa de greu merge. Și acum trebuie să cuplez vagoanele alea care le-am lăsat în spate, cred. Cred că da. Adică alea de acolo. Da, exact alea trebuie să le cuplez. Asta înseamnă că trebuie să schimb iarăși macazul. De dragul roleplay-ului, o să ne dăm jos și schimbăm manual. Mamă, dar sunt câteva vagoane, bă. Oare mai am vreo unul de schimbat?
Ia stai să-l verific și pe ăsta. Nu, că ăsta de acolo vine, da. Nu, asta e tot. Uite, dracu, vagoanei, nu știam că au și astea lumină. A, nu e lumină, bă, semne. Mamă, se vede ca și cum ar fi lumină, ești nebun. Hai că mai pus o leacă la treabă. O sud un pic în spate. Ia uite cum face roata. Hai să lăsăm mai încetișor, poate îl păcălim încet, încet așa. Să încerc să-i dau maxim? Nu cred că merge. Nici nu l-a urnit, ești nebun? Nici nu l-a urnit. Hai să vedem. Băi, ești nebun? Stai bă, poate am uitat eu ceva. Aha, ți-ai revenit, dracule. Încet, încet îți revii. Și ăsta are sunete faine, jocul. De fapt, jocul e făcut de aceiași oameni care au făcut și TS-ul. Sau aproximativ. Am multe manevre pentru o singură zi. Dar curios de ce mă pune să le agăț pe astea, că nu prea are nicio noimă, dar da.
Să punem frână, zic. Unde alta, da, mă trezesc chiar cu surprize. Ok. Normal că ne dăm iară jos și mergem să cuplăm vagoanele. Rezolvat. Și acum trebuie să le decuplăm pe toate. What? Ok. Le decuplăm, mă, că doar nu ne doare spatele. Liber de contract. Ia să vedem. Two together. Oh. Trebuie să ne... Așa pare, nu? Hai să ne urcăm. Cupletul formație de 10 vehicule. Trebuie să mă uit să văd unde e... stai așa că iar m-am urcat rău. Trebuie să mă uit să văd unde e... șirul ăsta de vagoane. Hai să ne așezăm un pic și să ne uităm. Deci în față undeva, la 1,5 km, ia să vedem. A, e în gară, cum ar... Ok. Aici e bine cu linie. Aparent suntem ok. Da. Deci putem... să lăsăm să treacă pe acolo. Și le cuplăm pe alea. Destul de greu de manevrat matahala asta de locomotivă. Bă, nu știu, băieții ăștia au făcut update, oare fi făcut update la cer? Că mi se pare mult mai frumos, mult mai natural. Pare că e altfel cerul. Thank you.
Uite, bă, că avem 30 km la oră și nu e bun. Ok. Uite, bă, dracu, tot de ciment sunt și alea, bă. Mamă, uite-te și tu câte vagoane. De fapt, 10 vagoane sunt. Și unde, Doamne, iartă-mă, mă pune să le duc? Să le duc tot acolo la... Unde le-am dus pe alea? Nasol. Nasol. Ia să vedem noi dacă oprești. Ca așa vedem, e mare, impunătoare, dar... Mai trebuie să fie și delicată. Aparent, când aude de Apple, bă, că se sperie. Frânează mai bine. Stai că nu mai cuplează, ești nebun. Ia uite, bă, dracu. Bă, ești nebun? Ok, asta nu știam. Bun. Uite, bă, mai e unul acolo care așteaptă. Trebuie... Bănuiesc că acum ar trebui să mă duc înapoi acolo de unde am plecat. Zic și eu, nu știu. Aparent așa pare. Să vedem dacă ajunge unde trebuie acum. Aparent. Aparent e bine. Aparent e bine. Ok. Ia uite. Ia uite trafic. Asta zic.
greu, bă. Hai să mai băgăm gaz. Măcar 20 acolo de kilometri. Cât aveam? 17. E bun și așa. Tot trebuie să-i mai dau gaz, văd. Greu, bă, nu poate. Trage greu, ce să-i fac? Fii atent cât de mult ia să faci manevre în jocul ăsta. E altceva. Și îmi place.
Începem să punem frână că e de belea. Asta zic. Hai că se oprește, mă. Super. Super. Perfect. Sau aproape perfect. Aproape perfect. Decuplăm. Uite-o pe aia. Uite-a dracu cum pleca ea cu frână cu tot. Era în tensiune, erau în tensiune tampoanele alea. Zic și eu, nu? Ce urât a sunat. Ok. Da, bă, era accelerat, eu am uitat să mai reduc. Mă mir cum de-a oprit. Bun, unde ar trebui să mergem acum? Ok, stai să vedem dacă macazul e făcut. Deci... Ok. Bun, tragem acolo. Nu știu de ce am eu impresia că mai avem o grămadă de treabă. Mai în față, Dorele, mai în... De asta nu-mi place mie genul ăsta de locomotive. Când oprește, când nu oprește, când frânează prea mult, când nu mai știi ce și cum. Ok, și acum ar trebui să ne întoarcem înapoi. Ia să vedem care e treaba cu... Cu... Ne întoarcem pe capăt. Ok. Am făcut și asta. Oh, stai un pic. Ba nu, e bine. Am crezut că dau în vagoanele alea. De aia m-am speriat. Să mor dacă nu am crezut că intru în vagoanele alea. Eu am uitat că eu le-am adus. Da, sigur mă pune să cuplez iarăși vagoanele din partea cealaltă și să le încarc sau ceva de genul. Vedem, chiar sunt curios.
Să începem să punem frână totuși, că nu se știe unde ne oprim. Deși are și frână directă, frână... nu pot să-mi dă seama. Și frâna de locomotivă ar trebui să țină, dar uite că ține, dar numai când vrea ea. Exact ce spuneam. Acum ne punem să agățăm alea 16 vagoane care le-am... Ok. Hai să verificăm. Magazul. Asta-i. Și să vezi că mă pune să le agăt și pe astea care le-am adus. Ce mafie, bă, băiatule. Îmi plac manevrele, îmi plac. Doar că nu prea îmi place locomotiva asta, nu sunt nebunii după ea. Da, asta ne punem să facem. O să ieșim și ne punem să luăm și vagoanele astea care le-am adus. Și o să le ducem de... Zic și eu, nu știu. A, s-a cuplat singur. Ok. Prost eu, bă. Prost eu. Ia să vedem. Unde trebuie să ajungem? Iarăși aici. Exact ce spuneam, v-am spus. Asta o să se întâmple. Totul e ok, să-i dăm drumul. Ești nebun? Nu trebuia să decuplez? Ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă? A, nu mă, trebuia să decuplez, mă duc acolo și mă întorc înapoi, corect.
sau ceva de genul. M-a năucit de cap, bă, atâtea manevre, nici eu nu mai știu ce trebuie să fac. Aia e. Ai vreun manevre, trage. Oricum, foarte greu le trage, foarte greu. Vezi ce greu se oprește garnitura asta. Power, dar slăbuți. Slăbuți, slăbuți. Avem alb lunar de manevră. Da, îmi plac foarte mult norii. Nu știu, cred că au făcut sigur ceva la ultimul update în legătură cu chestia asta. Arată mult, mult mai ok. Destul de grea garnitura. Tind să cred totuși că nu e plină. Sau cel puțin o parte din vagoane nu sunt pline. Ne pregătim să ne oprim. Avem roșu acolo, deci trebuie să oprim.
Dar ce greu merge, bă, băiatule. Să nu dea dracu să trec pe roșu. Ia să pun eu frână. Nu de alta, dar mă trezesc cu surprize. Și chiar nu vreau. Să oprim, zic, totuși. Hopa! Trebuie să decuplăm. Foarte bine. Am să mă duc în partea ailaltă, de aia m-am oprit așa și mă uitam. Mergem în față. Ok, trebuie să ajungem după semnalul 2. Să punem frână, zic. A, nu e destul, trebuie să-i mai dau. Ce mă enervează chestia asta. Pentru un pic, fă, frate, 5 metri. Mergem, unde mergem? În spate, unde mergem? Da. În spate. Ok. În spate mergem.
Păcai că se filmează, vai de viața mea, ce scenariu m-am înhămat, fii antena. Am avut și trafic, doar că am avut la greu manevre, să moară Jana dacă te minți. Frână, asta zic. Oh, asta a fost tot. Ei, na, era și timpul să moară Jana dacă nu m-a foit astăzi de m-a rupt. Dificil, bă, dificil. Da, dragii mei, ne oprim astăzi aici. Sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți. BR362 a fost în fața voastră. O locomotivă destul de interesantă, dar, bineînțeles, și un scenariu pe măsură. Așadar, ne oprim aici, nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, să vă abonați. La revedere!